Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la primul prank de pe acest canal. Și nu îl vom face oricui, ci direct lui Octavian Popescu. Sper să-mi iasă, sper să nu fie un fail, dar vreau din partea voastră acolo susținere ca de obicei. Haideți să strângem la acest clip peste 7000 de like-uri, deoarece astăzi, datorită unui abonat care știe să deseneze foarte bine, Augustin îl cheamă, m-a desenat chiar și pe mine, avem aici un desen manual cu Octavian Popescu, pe care îl vom desface chiar acum, împreună cu voi. Stați așa ușor să nu-l rupem, să nu-l spargem. One eternity later. Gata, fraților, dar înainte să deschidem desenul, vreau să apăsați și voi acolo puternic pe butonul de subscribe, deoarece mai avem nevoie doar de 1000 de abonați pentru a reuși pragul de 180.000. Și haideți să vedem în premieră, văd și eu acest desen. Din nou, probleme. Mamă, cum i-a ambalat, fraților, nu-mi vine să cred. Gata, într-un final. Mamă, cum i-a ambalat. În orice caz e destul de fragil. Sper să putem să intrăm cu el pe stadion, mai ales că astăzi vreau să mai intru pe stadion cu un creion și o foaie și să-l desenez eu pe Octavian Popescu în timpul meciului, iar la final îi voi oferi desenul fake făcut de mine și după voi veni cu acest super desen care sper să vă placă și vouă. Stați un pic pentru că e împachetat foarte, foarte bine. Ia să-l vedem, fraților. Îl voi desface chiar acum. Mamă, cum arată, uitați-vă și voi cum arată un desen făcut manual doar cu creionul și uitați-vă cât de bine arată Octavian Popescu înrămat acolo frumos. Așadar, vom merge cu acest desen la stadion, la meciul dintre FCSB și Anderlecht din Conference League, iar la final de meci îl voi aștepta pe Tavi, mă duc după el acasă. Știți foarte bine că mereu stau până mi iese challenge-ul și îi voi oferi într-un final acest desen făcut de mână. Încă o dată, respect, Augustin, super talent, uitați-vă și voi, așa da talent. Și chiar acum ne pregătim, deoarece mai sunt fix 2 ore până la meci și vom merge direct la stadion. Și am ajuns, fraților, la stadion, ne-am luat frumos ochelarii și suntem aici cu doi fani din Germania. Hello. Hello. Where are you from? From Germany, Nürnberg. Nürnberg, okay. Yeah. And you came here for which team? FCSB or Anderlecht? No, for me, I don't care. Only to watch the game. Just to watch the okay, game. Okay. And what do you think will be the result today? I think actually that Anderlecht will win. yeah. It's a hard game for us, for FCSB, but yeah. A score for you? In your opinion? I think 2-0 for Anderlecht. 2-0? Mamă, 2-0 pierdem! LOL! And your favorite team from Germany? It's Nürnberg. Nürnberg, okay, yeah. okay. Yeah, second and division, if you must choose from Borussia Dortmund and Bayern München, which team you Borussia will choose? Dortmund. Borussia Dortmund, yeah! Forță! Thank you very much! No problem. Fraților, am intrat în cinta stadionului și foarte drăguți cei de la securitate, deoarece ne-au lăsat să intrăm cu tabloul. Le-am arătat că e un tablou desenat manual și că e pentru Octavian Popescu. Avem și foile aici și cu creionul. Mamă, unde e creionul? Băi, am pierdut creionul, ești nebun? Am pierdut creionul, nu pot să cred, cu ce desenez? Fraților, am intrat în final cu tabloul în stadion. Toată lumea m-a înțeles că e vorba despre un desen făcut de mână, l-au văzut, l-au felicitat. Și mai mult de atât, oamenii de la securitate au fost atât de treabă încât mi-a dat și un pix pentru lor. Chiar mi-am pierdut creionul și a venit momentul să dăm pronosticul. Sunt eu, Cosmin și Mircea în spatele camerei. Mircea, tu zici primul, frate, că tu nu te vezi. 2-0 Steaua. 2-0 Steaua, tare! Cosmin? 2-1 Steaua. 2-1 Steaua, eu zic 1-0 Steaua. Fraților, toți suntem puși pe victorie în seara asta. Păi nu normal. Acceptăm un egal. 3-0 Anderlecht. În niciun caz. Sperăm direct victorie în seara asta. Avem neapărat nevoie de victorie. Dacă Steaua bate în seara asta, promit că mă duc în Belgia la meci. În care Belgia? La Anderlecht? Și dacă bate cu minim 2 goluri, promit că le iau și pe Tudor cu mine. Îmi plătești bilet? Cum mi l-ai plătit tu la Milano? Hai să vedem cât de plin este stadionul. Hai, Mircea. Mamă, cât de șmecher arată UEFA Europa Conference League. În preliminarii n-a fost așa. Sistema Conference League acolo, prea frumos, vezi, Mircea? E forță. Și chiar în acest moment am aflat ratingurile oficiale ale celor mai tari jucători din Liga 1 și atât vă zic. Olaru, Burcă și Kutavi sunt top 3 din Liga 1 cu 72 rating. Dacă reușim la acest video 7000 de like-uri, credeți-mă, urmează niște clipuri super tari. Le-am pregătit deja, dar vreau să vă susținem la voastră acolo și haideți să vedem meciul de astăzi. Sperăm că o să se umple stadionul. Uitați-vă, pune și grafica. Pune și grafica, este Conference League.
prea frumos a dat tot în fete, așa. Și s-a reparat cu tabela, boss. Înainte să știi că era stricat acolo, nu, nu se vedea Anderlecht. Da. Au reparat-o, da. Și în acest moment intră cei de la Anderlecht, vedeta lor fiind Vertonghen, dacă nu mă înșel, cel mai bun jucător cu cel mai mare nume. Totodată cel mai scump jucător de la Anderlecht este Silva, un jucător pe care vi l-am prezentat și în clipurile cu transferuri. A avut o cotă de piață extraordinară. Între timp, după parcursul de la Wolves, i-a scăzut cota și acum joacă la Anderlecht. Totuși este un jucător tânăr, cel mai probabil va fi titular astăzi și îl vom vedea în viața reală jucând chiar în fața noastră. Ies băieții noștri! Fie meci greu, chiar o să fie meci greu. Anderlecht au o echipă bună, câțiva jucători tineri foarte buni acolo în atac. În schimb, Steaua nu știu cu cine o să joace astăzi în atac. Numărul 16, Jonas! Și cu numărul 10, el e boss! El e Octavian! El e boss! Vreau să menționez că Mircea, vorul meu, s-a născut în Belgia și ai copilărit acolo primii 3 ani în viață, așa e? Chiar în... de unde e anul. Serios? Da. Mamă, în același oraș. Ai fost vreodată la ei la stadion acolo? Am fost. Ai și fost, nu? Da. Foarte tare, dar în seara asta... Feliz până la moarte. Feliz până la moarte, fraților. România acolo, forever. Hai de acolo cu victoria! Vedem acolo și galeria celor de la Anderlecht, cu Belgia frumos. E aici galeria noastră, fratele nostru Tavi. Oh, bine, frumoasă pasă. Bravo, Tavi. Hai, bă, ăsta-i pressing-ul, bravo. Bine, Daua, bravo. Uitați-l pe Silva. Bine, mă, Tam, în fața lui Silva. Oh! Mamă, frumos. Frumos rău. Oh! Ce cursă face acolo e Juma, la fel ca Son. La treia dea și gol. Bravo, bă, bravo! 0-0 prima repriză, fraților, și din repriza a doua ne apucăm de desen. Așa și tu? Da, eu țin placa. Perfect! Și l-avem pe Guilherme Omdani, să vedem dacă faci buză. Bine? Vă fiți Congrats! You know me, you know me, remember? Thank you. How is your channel? Good. Now you are on my channel. Thank you very much, good luck. Ne-a știut, fraților, pentru că am jucat FIFA cu el în trecut și m-a reținut. Forță, respect. Hai să vedem. Îl avem pe Tavi fix lângă noi, ia uitați-l. Deci fix lângă noi și urmează să-l desenăm. Ne apucăm de desen. Asta e cam. Mare. Se vede aici? Se vede, frate, da. Picat-o. Da, așa se fac carețe. Până acum e bine. La mână, am greșit un pic la mână, dar... Și Betano, bineînțeles, să vede Betano. Și aici, cum se face n-ai cu bus? Ce parte? Asta vrea să fie n-ai cu gen. Astea sunt Nike-urile, mercurialele. Așa.
Muminge, bineînțeles. Muminge. Și aici stadion mare în spate. Toate tribunele. Alte tribunele, gen. Și aici terenul, fraților. Terenul de fotbal. Aici facem și o poartă. Și aici e cealaltă poartă. Asta e stadionul cu terenul, asta e Davi care atacă. N-acum e bine. Acum facem ceva mai vedem. O notă, Mircea? 11 cu metre. Ia uitați-l, fraților, îl vedeți? În fața noastră. Și aici frumos, desenat, forță! Oh. Oh, bravo, Ternovan! Frumos acolo Ternovanul, oricum steaua mai periculoasă în acest început de repriză secundă. Ai și cu un gol acolo, 1-0, atât am zis, 1-0 suntem. Face o întrebare, și avatarul ăsta unde îmbrățișez și gura ta. Ce, mă, nu-i frumos? Ba da, avatar, cum a fost filmul ăla de mult. Bine, bă, Târnovanu, bă! Bravo, bă, Târnovanu! Vă zic eu, Târnovanu, la iarnă, pleacă pe 10 milioane. Oh! Intră Radunovic, se pante accidentat, din păcate, are întindere. Aristo cu un gol din penalti, cum știi tu. Și aici, fratele nostru, Tavi. Putem, băi, fraților, putem, 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 suntem, băi, acolo. De noroc. Iese Tavi, îi dă banderola lui Radunovic. Intră Iani Stoica și intră și Haruț. S-a terminat. Se termină, boșilor, 0-0, din păcate. Hai să vedem dacă dăm de Tavi, să-i dăm marea poză, marea pictură. Așa cum ți-am promis, Tavi, am o surpriză pentru tine. Te-am desenat cât am putut eu de bine în timpul meciului. Vreau să zici dacă îți place cum a ieșit desenul meu. O notă așa? Târnovanu, seamănă cu Târnovanu, ia prima asta acolo. Seamănă cu Târnovanu, auzi? Aici, cu coloană frumos. La felul ăsta e desenul. Asta e desenul pentru tine, cu manual de un adunat, Augustin. Pe care pupăm și mulțumim frumos. E frumos acolo, ți-am zis, e făcut din creion de el, de mâine, un copil pe care 13-14 ani, îmi trebuie să vă fie de faină. Hai să faci și o poză frumos. Și vreau să te întreb ce părere de cardul tău de FIFA 23. Păi, s-o la cam mic, nu? Meritai, meritai un card bun. Mersi, tati, te pot și să-ți mulțumesc. Cum a zis, Robert?